Ați dat atenție sau mită angajaților din instituțiile publice? Să fii angajat la stat este uneori o plăcere, spune un cetățean din Zalău, și nu pentru că statul ar avea prea multe de oferit, ci pur și simplu pentru simplul motiv că ai senzația că ești un mic zeu care poate face ce vrea cu viața altora. Persoanele intervievate de echipa ZTV declară că în cazul în care ar ocupa o funcție publică nu ar încerca să se îmbogățească prin intermediul corupției. Sălăjenii neagă că ar fi dat atenții sau mită anumitor persoane din instituțiile publice din municipiul Zalău. Cei care afirmă că nivelul corupției a crescut consideră într-o măsură mai mare că în cadrul instituțiilor există corupție la nivelul angajaților. Ați dat șpagă unor persoane din instituțiile publice? Nu, dragă, sunt șomaș și n-am avut la ce ne da. Ați accepta să luați șpagă dacă vi s-ar da și ați lucra într-o instituție publică? Pagă? Nu, n-am luat și nici noi, da. Dacă ați lucra acolo, nu ați accepta? Nu. Da. Nu. Dar dacă ați lucra într-o instituție publică, nu. Ați accepta să vi se nu. Dea șpagă, nu? Nu. Că nu mă merită, că e mai mult ca mie. Din instituții publice? Mi se pare că n-am plătit... pentru mașina. Așa, dacă ați lucra într-o instituție publică, ați accepta să vi se dea șpagă? De ce? Bani nemeritați, cum lucrez și eu. Salarul, tariful, atât. De ce șpagă? Nu trăim în lumea șpăgii. Da, dar știți că se mai acceptă. Nu e frumos. La toată lumea banii sunt bani. Și banii nemunciți n-aduc nici fericire. Nu? Dar dacă ați lucra într-o instituție publică, ați accepta să vi se dea șpagă? E o întrebare încuietoare. În zilele pe care le trăim greu de răspuns, vă dați seama că cu răspunsul meu nu o să se facă, ce să zic eu, lumină în sensul ăsta. Lucrurile ar trebui să se schimbe de la nivelul celor care lucrează acolo și faptul cum sunt retribuiți și ce au de făcut. Cam asta ar fi ideea. Chiar dacă și eu, la rândul meu, aș fi lucrătoare acolo. Hai să fim serioși, nu știu fiecare în parte cum sunt retribuiți. Aici ar trebui să se modifice, să știe exact ce au de făcut și să fie salariul pe măsura lucrurilor pe care le fac. Nu. Dar dacă ați lucra într-o instituție publică, ați accepta să vi se dea? Nu. Ai totuși despre cei care acceptă. Pentru că știi că în ziua de astăzi mulți merg și mai dau bani și așa își rezolvă unele probleme. Nu e corect. Normal, pentru că altfel nu se poate. Nu. Dar dacă ați lucra acolo, ați accepta să vi se ofere? Nu. Bun, ce părere aveți atunci despre cei care iau? Cei care primesc? Bine, foarte bine. Nu. Dacă ați lucra acolo, ați accepta să vi se ofere? Nu. Acolo lucrez, dar nu aș accepta, pentru că nu, e o treabă urâtă. Ce părere aveți despre cei care iau bani, totuși? O părere, să știți, deosebit de proastă. Pentru că de asta nu se rezolvă problemele. Ori de câte ori mi-ai dat cu ploconul. Dacă n-ai dat ploconul, nu ai rezolvat nimica. Și rău, foarte rău.